seara, domnilor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Republica Moldova face eforturi pentru a crea garanții adecvate în ceea ce privește libertatea mass media. Printre problemele majore în acest domeniu sunt concentrarea proprietății mass media, controlul mass media de interesele politice și de afaceri, fragilitatea instituțiilor media independente, limitarea accesului la informații de interes public și încă intimidarea jurnaliștilor. Pandemia de COVID-19, dar și invazia Federației Ruse în Ucraina au influențat toate domeniile, inclusiv activitatea și dezvoltarea presei. Lucrurile se schimbă din mers și tabloul de plin încă nu este clar, dar peisajul competițional rămâne puternic influențat încă de holdingurile afiliate politic și devine mai evidentă concurența dintre televiziune și online. Presa scrisă, în virtutea creșterii prețului la hârtia de ziar și eventual la distribuția publicațiilor periodice, s-ar putea să fie nevoită să-și reducă tirajul și să-și continue fortificarea variantei online. Discutăm la Obiectiv Comun despre tendințele, dar și realitățile de pe piața mediatică și încercăm să conturăm împreună cu oamenii presei o radiografie complexă a situației mass media. Urmărim câteva declarații și revenim cu dialoguri. Materialele difuzate aduc la cunoștință publicului anumite fapte denaturate, complet sau parțial orientate la justificarea și propaganda războiului, precum și la atâțarea vrajbii și conflictelor interietnice, inclusiv pe teritoriul țării. Astfel, se evidențiază știrile care sunt preluate de la agențiile de presă străine, în special cele care prezintă poziții favorabile agresiunii militare. Atestăm eforturi organizate din partea unor forțe, atât externe cât și interne, îndreptate spre divizarea societății pe tema refugiaților, dar și crearea unei situații de panică în domeniul aprovizionării pieței de desfacere a Republicii Moldova cu produse esențiale. Suplimentar, instituția a lansat o atenționare publică privind utilizarea simbolurilor ce pot provoca situații de conflict pe motive de ură ideologică, politică și națională. Solicit instituțiilor statului să monitorizeze atent sursele de știri false, instigare la ură și propagandă și să ia măsuri conform prevederilor legale să prevină astfel de fenomene. Fac chemare către redacțiile de știri din Republica Moldova. Mai ales în această perioadă, trebuie să fiți de partea cetățenilor Republicii Moldova. Nu implicați cetățenii noștri în propaganda de război. Nu semănați ură. Verificați atent sursele știrilor pe care le dați pe post. Fiți responsabili. Personajele care au fost asociate într-un fel cu promovarea unor teze similare cu ale Rusiei de-a lungul timpului, despre care s-a vorbit în legătură cu Rusia, care au fost lăudate de Sputnik, care au intrat în topurile Sputnik, sau personaje care au fost implicate în narațiunile false, răspândirea narațiunilor false despre coronavirus, brusc acum apar în contextul ăsta și răspândesc narațiuni anti-ucrainene, iar unele dintre ele sunt chiar enorme. Dacă le studiezi un pic, se vede clar că oamenii aceștia ori au rea voință și fac niște jocuri, ori pur și simplu sunt de o ignoranță și o incompetență atât de crasă, că n-am alte cuvinte pentru așa ceva, că ar trebui să se lase de meserie. Eu știu că există o libertate de exprimare, dar nu înseamnă că cineva care nu știe deloc cu ce se ocupă rușii, de exemplu, are ce căuta într-o poziție de autoritate.
acele media, acele instituții și online și posturile televiziune care depun un efort considerabil ca să reușească să reflecte la zi tot ce se întâmplă, uneori chiar nu doar în buletinele de știri, dar mai fac și emisiuni speciale și asta necesită foarte multă muncă, necesită oameni suplimentari pe care redacțiile nu le au efectiv. Oamenii muncesc de o lună în condiții mai speciale și este foarte, foarte dificil pentru ei. Iată, ei sunt afectați de decizia clienților de publicitate de a-și retrage publicitatea de la posturile respective pentru o anumită perioadă, de a pune pe pauză. Din perspectiva resurselor umane, e și aici o mare problemă, pentru că ne-au sunat mulți colegi, am avut discuții, le e foarte dificil și fizic și psihologic. Redacțiile nu au bani să angajeze oameni extra. Oamenii care au fost în redacție cu anumite proiecte s-au mai făcut schimbări în grilă, da? Și sunt în situație să muncească 24 din 24 uneori. E mai mult decât dificil. Am avut în primele zile ale acestui război, am avut o situație foarte urâtă, gravă, deontologic incorrectă, atunci când unele instituții media, televiziune în special, au transmis integral, de exemplu, discursul președintelui agresiv al Federației Rusiei, Vladimir Putin, sau știrile absolut distorsionate despre acest război. În contextul provocărilor regionale foarte multe, crizelor și a tendințelor expansioniste ale Federației Ruse, noi riscăm să fim următoarea victimă a Rusiei într-un război regional care s-ar putea întâmpla oricând. Dacă nu vom avea un sistem informațional care este protecția căruia este asigurat de către stat, am putea noi ca popor să suferim foarte mult urmare a acestor dezinformări care continuă. Totodată, foarte important de menționat că noi aici în Republica Moldova avem grupuri întregi de exponenți și de agenți de influență ai Federației Ruse. Marea provocare în acest moment pentru jurnaliștii noștri este nu doar să prezinte ceea ce spun părțile beligerante, ci să verifice informația. Și este foarte ușor să verifici aceste narrative false transmise de propaganda pro-Kremlin. Dacă jurnaliștii nu fac lucrul ăsta, înseamnă că jurnaliștii cumva transmit mesajul, iar cetățenii Republicii Moldova care n-au capacități de analiză critică a informației. Și este de înțeles că oamenii nu chiar toți oamenii pot avea această capacitate. În 2022, mass media din Republica Moldova continuă să se confrunte cu probleme devenite deja tradiționale. Influența holdingurilor afiliate politic, lipsa resurselor financiare, exodul forței de muncă, dar și penuria de cadre calificate. Cu ce impact a venit inclusiv și războiul, dar și mai mult, cum depășim aceste probleme, discutăm în această seară. Invitații emisiunii sunt domnul Ion Bunduchi, expert media, dar și autor studiu Piața mass media, realități și tendințe. Bună seara! Seara. Și o salutăm pe doamna Alina Radu, jurnalistă, directoarea ziarului de gardă. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Stimați invitați! Deci, după cum menționam, presa în completitudinea ei este de asemenea, ca și orice segment din viața noastră socială, este afectat de aceste crize în lanț pe care încercăm să le depășim. Vorbim despre pandemie, ulterior războiul din Ucraina. Sunt implicații în toate domeniile sociale, inclusiv în mass media. Astăzi avem cumva și un studiu pe masă, domnule Bunduchi, Piața mass media din Republica Moldova, realități și tendințe. Care sunt, de fapt, acele principale concluzii la care ați venit inclusiv și cum a transformat pandemia activitatea jurnalistică? Într-adevăr, am realizat acest studiu, am încercat în premieră să vedem în anul 21 să privim mass media din toate unghiurile, pentru că, zic în premieră, pentru că ne-am uitat la factorii principali care influențează activitatea mass media. Și ați avut perfectă dreptate când ați zis că problemele rămân aceleași, vechi, la cele vechi se adaugă altele. Și dacă să facem o generalizare, cum a arătat presa în 2021 și cum a pășit în 2022,
Dacă ați observat, nu de război nici nu puteam vorbi când analizam anul 21. Făceam niște comparații cum a intrat în pandemie în 20 și cum cumva după 2 ani să iasă, să-și revină cumva și parcă se vedeau niște tendințe. Iată că peste o criză pandemică, ea încă nu se știe când se va încheia, vine altă criză și mai gravă, se pare. Presa a rămas ca de fiecare dată, cam așa cum am spus-o, cam stat în stat, pentru că, să zicem, și în pandemie s-a auzit vocea tuturor, avem nevoie de sprijin, avem nevoie de sprijin, doar mass media a fost lăsată să se descurce cum poate. Da, așa se întâmplă și cel mai grav rezultat e că dacă nu am putut să creștem o masă media care să ne informeze, am ajuns în situația când avem mai multe canale care dezinformează. Și faptul că e atâta instabilitate, inclusiv în societatea noastră, e un rezultat direct și al modului în care circulă informația și al modului în care lumea este gata să creadă ori să analizeze informația pe care o obține. Și atunci, evident, am putea face legi bune care să nu funcționeze, am putea să găsim mijloace de unii singuri și atunci nu rezolvăm problema holdingurilor. Evident, dacă jurnaliștii ar fi lăsați să lucreze cum știu, ar face-o mult mai bine. Când va înțelege factorul politic acest lucru, nu se știe. Și ca să închei pe o notă optimistă, știți ce a fost cel mai greu la realizarea acestui studiu? A fost lipsa crasă a datelor statistice cărora să le crezi de la început până la sfârșit și, în general, lipsa pe segmente întregi a oricăror date. Pentru că, haideți să întrebăm dacă a fost vreodată piața publicității comerciale din Moldova analizată de stat. Și dacă nu a fost, cam ce politici să faci mai departe? Și, în general, dacă nu analizezi o situație, cam cum îți faci niște, gândești niște pași pentru viitor? Iată, asta cred că e o problemă extraordinar de mare și studiul, în fond, e și o pledoarie pentru susține ideea că haideți să facem statistică. Fără statistică, fără date pertinente, fără analiză, nu putem să ne mișcăm înainte. Pe lângă această penurie de date, de analize, doamna Radu, care sunt acele probleme sistemice cu care se confruntă mass media din Republica Moldova și amplificate poate de aceste crize, de pandemie, de război? Bun, presa din Republica Moldova a împlinit recent 30 de ani. Și asta a însemnat 30 de ani de probleme foarte serioase. Dar să împărțim deodată presa după modul în care ea servește interesul public. Pentru că rolul primar al unei instituții de presă este să servească interesul public. Și atunci avem niște instituții de presă care servesc interesul public și povestesc despre probleme, corupție, sărăcie, soluții de viață. Și avem presă care deservește interesul politic sau interesul unui grup de oligarhi sau interesul altor state, și mă refer la Rusia, și acolo vom avea negarea problemelor sociale și lustruirea imaginii unor politicieni. Deci presa care servește interesul public este crucial importantă în timp de pandemie, război, sărăcie, corupție. Toată lumea trebuie atunci să susțină acești jurnaliști care aduc în fața publicului datele cele mai importante și cele mai relevante. Ce am avut noi? În pandemie tocmai a înflorit presa de la Moscova. Și toți 30 de ani presa de la Moscova a înflorit. Și jurnaliștii care au servit interesul public tocmai au avut trei
găleți de muncă de cărat în spate în fiecare zi. Adică pe lângă faptul că acești jurnaliști servesc interesul public răscolind și oferind cetățenilor date cu privire la corupție sau la sănătate sau la alte probleme, tot ei trebuie să se ocupe de explicarea falsurilor și miturilor și sperietorilor emise de aceste posturi care vin de la Moscova sau din orice stat care are probleme de democrație. Tot presa a trebuit să se ocupe de pandemie și așa ne-am trezit că jurnaliștii de bună credință au devenit ostaticii acestor redacții, a trebuit să lucreze în ture, de la 6 dimineața până la 12 noaptea sau și mai mult, trebuie să lucreze și în weekenduri. Și acum întrebați-mă, vă rog, de unde-s banii? Finanțarea. Da. Cine e plătit mai bine? Jurnalistul de la Holding care afișează vacanțe frumoase, exorbitante ca ale lui Dodon? Sau jurnalistul dintr-o instituție de investigații care nu-și mai vede capul de probleme și nu mai poate sfârși rândul de cetățeni care vin să stea la ușa acestei redacții să spună tot mai multe și mai multe probleme de corupție sau de disfuncționalități ale acestui stat și de abuzuri asupra drepturilor omului. Și atunci cu ce plătești un om care lucrează de dimineață până seara sau din noapte în noapte și lucrează în weekend? Sursele de venit, pot să vi le spun, avem undeva vreo 5 tipuri de plăți în jurnalism, ori în instituțiile mass media, banii statului care se duc doar la câteva instituții, dar fără monitorizare și responsabilizare, să zicem că avem televiziunea publică și depinde ce guvernare e la putere, așa e și produs media de acolo, sau mai este agenție de știri sau revistă plătite de stat. Avem bani politici care se duc într-un anume tip de instituții, avem abonamente care se duc la ziare doar sau câteva pagini web au mai pornit și avem proiecte de crowdfunding. Deci grupurile de investigații nu primesc nimic de la stat, nu primesc nimic de la oligarhi, nu primesc nimic de la politicieni, rămân cu noi în fond în proiectul de crowdfunding, primim 20 de lei pe lună de la cetățeni, da? Mulțumim! Asta e efortul societății. Așa, și pentru că vorbim despre presă și, cum ați menționat și dumneavoastră, efortul societății, efortul publicului, efortul tuturor acestor actori. Domnule Bunduchi, inclusiv din realitățile studiului pe care l-ați elaborat, care ar fi acele fonduri poate suplimentare care ar veni să aducă lumină inclusiv și în această situație? Avem și mecanismul celor 2%, avem și poate alte tentative, dar sunt ele suficiente în acest sens? Cu siguranță nu sunt suficiente și pentru că noi niciodată nu am acceptat să preluăm niște practici bune care există în lume și există de mult. Există în țările care au înțeles valoarea informației, nu a dezinformării. Și aceste practici indică către grija statului prin plăți nu directe, prin mecanisme indirecte ca să sprijine presa, mai ales s-a observat acest lucru, sprijin pentru presa scrisă, care e cea mai afectată de timpurile, valurile astea care au venit peste noi, din motiv ca cetățeanul să aibă informația credibilă, pentru că am auzit ideea și în reportaj, jurnalistul e cel care colectează și verifică informația la veridicitate. În situații de criză, pandemie, război, etc., tocmai informația devine foarte solicitată. Și s-ar părea că societatea, statul, tocmai ar trebui măcar în aceste perioade să se îngrijească ca cetățenii să fie informați corespunzător. Pentru că nu există, fiecare redacție obține bani dacă îi obține așa cum știe. Pandemia i-a pus la mare cheltuială jurnaliștii, pentru că
tot dezinfectanți, măști, teste, etc., era pe cheltuiala redacțiilor. Ca să organizeze activitatea la distanță, iarăși sunt niște cheltuieli pentru că sunt alte scheme tehnice și tehnologice. Toate astea le-au făcut jurnaliștii așa cum au știut și parte din ei le-au făcut foarte bine și foarte operativ, apropo. Și dacă bani, înțelegem, nimeni n-ar spune că bani sunt. Tot timpul cineva ar spune că bani nu avem. Dar măcar presa ar fi fost bine dacă avea acces la informație oficială, să zicem. Nu jurnaliștii au bătut în clopote că nu au de unde lua informații ca să-și informeze beneficiarii. Și dacă trebuie să cerșești accesul ăsta la informații, atunci cam cât de tare ne îngrijim și ne îngrijorăm că cetățeanul nostru va fi dezinformat. Și nu cumva teoriile conspiraționiste au luat-o înainte, tocmai că nu a fost grija suficientă pentru informare normală a cetățenilor și drept consecință avem procentul de imunizare care îl avem. Da? Nu știm ce va fi mai departe, dar dacă nici 2014, când toată lumea a fost șocată de ce poate face cuvântul strâmb, da? Dacă atunci lumea și-a amintit că mai este propagandă proastă, nu numai bună, și dacă de atunci până acum nu am învățat nimic, nu am învățat că trebuie să ne îngrijim de o informare normală, adecvată a cetățeanului, atunci trebuie să ne așteptăm la consecințe similare celor din pandemie. Dacă avem suficientă rațiune ca să tragem niște concluzii, atunci trebuie să acționăm. Asta e sub aspectul finanțării. Ce se întâmplă de fapt la casele mari, la acele state care reprezintă un model de funcționare în ceea ce privește alocarea resurselor pentru mass media? Care este formula lor, echilibrul dintre ce se poate finanța și astfel încât ca și instituțiile de presă să rămână independente? Să zicem, nu sunt două modele identice. Sunt multe modele și ele au fost analizate și făcute publice în Moldova în cred că 10-15 ani în urmă și cu regularitate mai sunt aduse în atenția opiniei publice, nu ajung pe nicio masă a decidenților deocamdată, dar e vorba că dacă s-a scumpit hârtia de ziar, ce să facă ziarele? Ce să fac cititorii care s-au obișnuit să aboneze ziarul? Poate redacția să suporte cheltuielile este dacă s-a scumpit de 2-3 ori, s-ar putea întâmpla să dispară hârtia de ziar în condițiile tulburi de azi. Și atunci, statul îngrijindu-se, creează bună oară fonduri. O agenție independentă distribuie pe criterii foarte clare aceste fonduri, începând cu ziarele comunitare, ziare din comunități mici care o duc cel mai greu ca să nu dispară și ca să fie informat comunitatea și până la redacții mari. Dar zic, conform unor criterii clare. La noi a fost ideea jurnaliștii, redacțiile care urmăresc interesul public, care au produse cu impact social, să fie sprijinite. Nu s-a ajuns niciodată la această formulă. De aceea zic, sunt experiențe, dar nu ne ajunge capul să le aducem aici. Dacă privim inclusiv instituția media ca o entitate economică, sunt și mai multe scumpiri în lanț, pe lângă hârtii, criza carburanților nemijlocit, care va afecta evident fiecare redacție. Cu siguranță. Vorbim despre scumpiri, da, la energie. Doamna Radu, și piața de publicitate va suferi din cauza reducerii cererii, pentru că urmează o inflație galopantă. Cu ce continuăm lista? Da, vreau puțin să revin și la întrebarea precedentă ca să ajungem poate cu un răspuns la lista aceasta interminabilă. E bolnav piața în general în Republica Moldova, e bolnav sistemul, el nu permite dezvoltarea presei independente. Eu m-am întors ieri de la
o întrunire a jurnaliștilor de investigație din Norvegia. Sori e una dintre cele mai prospere din punct de vedere economic, financiar, dar și din punct de vedere a drepturilor omului, state din Europa. Și am urmărit cu un ochi de moldovean, de jurnalist moldovean, întrunirea 700 de jurnaliști norvegieni de investigații, în fond s-a vorbit de investigații, și au fost premiate cele mai bune investigații și cea mai bună investigație a reporterilor norvegieni a fost calificată investigația în care s-a povestit despre cum vreo 20 de parlamentari și funcționari publici au abuzat de bani publici locuind temporar în niște imobile de stat. Deci omul, dacă a venit din regiune, statul îi oferă locuință, dar trebuie să se asigure și statul și omul că el nu deține cumva o locuință în capitala Norvegiei. Și iată, vreo 20 dintre ei au locuit fără să declare că mai au o locuință și eu am întrebat, și cât e frauda? Și eu am zis, e vreo 20.000 de dolari per toți aceștia. Și atunci le-am zis, scuzați, la noi s-a furat 1 miliard. Și ei, mă rog, unii și știau, dar ei consideră că este imposibil să se fure bani și mai mulți din cel mai bogat stat european, pentru că 20.000 e culmea culmilor și toți au aplaudat acești jurnaliști. Următoarea mea întrebare a fost că am văzut premiul și era foarte frumos. Zic, dar ce primește pe lângă premiu? Consideram că norvegienii trebuie să dea 100.000 de euro pentru cea mai bună investigație anului. Și au zis, a nu, onoarea costă foarte mult, nu e vorba de bani, redacția nu are nevoie de bani, toate redacțiile răvnesc acest premiu, nu bani. Și desigur că atunci când le-am spus că noi avem probleme, începând de la hârtie de ziar, carburanți, să plătim chiria oficiului, să plătim încălzirea în oficiu, că s-a scumpit și acolo, să plătim salarii și să tot tăiem din toate bugetelele, dar să investigăm fraude enorme, și să avem un sistem judiciar care nu funcționează și nu ne poate apăra nici pe noi, nici pe alți militanți pentru drepturile omului. Undeva veselia lor cădea într-o oarecare tristețe, pentru că înțelegeau că ei sunt prea fericiți acolo și munca lor e importantă, dar fraudele sunt poate nu atât de importante. Deci la noi piața e bolnavă. Acolo media trăiește și din sprijinul statului prin fonduri diverse și au multe organizații care susțin inclusiv mass media și în Africa și în Moldova și în fostele state sovietice, dar din publicitate. Noi avem o piață bolnavă, defectă, cu agenții de publicitate care sunt controlate de aceiași oligarhi sau politicieni, deci nu poți miza pe publicitatea aceea. Pe lângă asta, foarte multă publicitate, îmi cer scuze, domnilor, dar este imorală. Se promovează lucruri neetice în această publicitate și atunci ai această dilemă. Iei banii știind cu siguranță că tu minți oamenii, iei banii să promovezi niște politicieni corupți în electorală, de exemplu, iei banii să promovezi niște construcții ilegale, iei banii să promovezi niște produse toxice sau renunți la acești bani și ții reporterii în sărăcie și toată redacția devine vulnerabilă cu această ocazie. Deci trebuie însănătoșită piața financiară și trebuie însănătoșit ceea ce înseamnă organismul etic al statului Republica Moldova. Acum organismul etic e foarte bolnav, începând de la elementul din piața publicitară, probleme etice în mass media însăși, probleme etice în instituții publice, în justiție, în procuratură, probleme etice în organele de control, care ar trebui să controleze cum funcționează, să funcționeze totul după reguli. Deci, în aceste condiții, presa
independentă care servește interesul public trebuie declarată specie pe cale de dispariție sau specie aflată în pericol și protejată de un set de măsuri bine elaborat până când statul se va însănătoși, când nimeni nu vrea să stea cu mâna întinsă. La moment eu mă și tem dacă statul, să zicem, ar decide să ofere niște bani redacțiilor independente. Eu m-aș teme, va trebui să se discute foarte clar la ce condiții, dacă, Doamne ferește, cândva se vor da niște bani. Pe lângă faptul că redacțiile independente devin niște insulițe într-un ocean poate atât de larg, mai persistă și această veșnică concurență dintre media tradițională și new media. Se pierde cumva și aici teren. Cât de corect și echitabil este în general să punem în antiteză ceea ce se întâmplă în viitor, cumva new media, dar și media tradițională, domnule Pânduchi? Eu cred că însăși beneficiarii de informații vor decide soarta acestor tipuri de media. Ar fi foarte bine să coexiste toate cât dorește cetățeanul. Dar ceea ce se vede cu ochiul nenarmat, o tendință clară că online-ul vine peste presa tradițională, se întărește și probabil că această tendință va fi și în continuare. Dacă vom câștiga de la asta ori vom pierde, deocamdată eram foarte entuziasmați când a apărut internetul și credeam că atunci devenim liberi și informați până la capăt. Sunt multe lucruri merg pe de îndoaselea, pentru că libertatea de exprimare nu înseamnă permisiunea să spui orice îți treci prin cap, și cu atât mai mult nu înseamnă să dezinformezi intenționat, cu rea credință. Și, dar ceea ce strângem din internet, cam asta prevalează. Și iarăși, cât va rezista presa scrisă, cât va rezista radio, televiziunea, zicem prin eter sau digitală, rămâne să vedem, dar presa scrisă, dacă continui să lucrezi în aceleași condiții de până acum, cred că va dispărea foarte repede. Dacă nu sunt politici la nivel de stat, zic, și nu-i vorba că să-ți dea banul, să vină statul să lese banul în redacție. Sunt destule mecanisme ca să fie sprijinită presa. Atunci zic, dacă nu, foarte curând va dispărea, pentru că sunt doi factori de bază. Distribuția, pe care niciodată presa nu a putut să o suporte cu ușurință, prețurile de distribuție, și este hârtia, pe lângă lista cea lungă, care am început să o înșiruim aici. Totuși vreau să revenim un pic la discuție și să ne gândim împreună ce înseamnă presa tradițională și presa nouă. Un jurnalist în genere este educat și are succes atunci când el este în sine rezilient și foarte adaptabil. Adică un reporter în viața lui de zi cu zi merge la ferma de vaci să facă un reportaj, pe urmă merge o leacă la război, pe urmă merge în sala de operație și pe urmă merge în sala Parlamentului. El merge în fiecare zi dintr-un mediu în altul și rezistă sau reușește cel care face față acestor schimbări de medii în fiecare zi. E la fel și cu media. Noi nu trebuie să calificăm media ca ceva foarte statornic ca format. Dar vreau să aduc, de exemplu, aici această cifră. În 2022, Ziarul de Gardă are un tiraj cu peste 20% mai mare, adică mai mult, încă 20% dintre cititori s-au abonat la un ziar scris, tipărit. Și asta înseamnă că ei, având fiecare cetățean, cred că câte un telefon mobil sau două, oamenii insistă să aibă un ziar, nu pentru forma lui, probabil, dar pentru conținutul lui. Redacția noastră are și pagină web și ea e în top 5, uneori top 1
printre paginile web din Republica Moldova. Deci e ok să ai și ziar și pagină web. Suntem și pe social media, facem și video pentru rețele sociale sau facem video pentru YouTube sau facem reportaj pentru presa scrisă. Adică încercăm să fim cât mai adaptabili la orice problemă s-ar întâmpla. Acum încă mai știm cum să lucrăm și în război. Și cât mai aproape de public. De fapt, despre New Media, dar și despre presa tradițională ca o industrie de piață ce se circumscrie inclusiv într-o economie de piață și care este într-o perpetuă schimbare, continuăm discuția cu jurnalistul Dumitru Ciorici. Bună seara! Bună seara! Domnule Ciorici, în viziunea dumneavoastră, care sunt acele preferințe de consum ale momentului? Poate ce dimensiuni noi a adus inclusiv războiul din Ucraina? De unde oamenii preferă să se informeze astăzi? Bun, nu cred că s-a produs nicio schimbare majoră în preferințele de consum ale oamenilor în ultima perioadă. În același timp, trebuie să spunem că oamenii, într-adevăr, au avut dorința și necesitatea de a afla mult mai rapid ce se întâmplă în Ucraina după invazia rusă din țara vecină. Evident, utilizatorii au ales platformele care oferă cel mai rapid această informație, platformele care pot fi verificate. Și aici fie vorbim de platforme web, fie vorbim de platforme de mesagerie, cum este Telegram, Viber, WhatsApp și altele de acest tip pe care le cunoaștem și prin intermediul cărora comunicăm cu apropiații noștri. În această perioadă, într-adevăr, vedem o creștere a interesului pentru acest tip de platform, pentru că sunt ușor de accesat. Mesajele, informațiile ajung direct în telefonul tău mobil, însă există și o parte a reversă a medaliei. Într-adevăr, foarte multe informații distorsionate, foarte multe informații false sunt distribuite prin aceste canale, dacă pot să zic așa, astfel că oricine astăzi își poate crea, fie că e vorba de un site web, fie că e vorba de un canal de Viber sau de Telegram și poate distribui informații. Este important să găsim acele surse care verifică informații, cel puțin din două surse, astfel încât din persoane care ne informăm foarte rapid, să nu ajungem în persoane care ne dezinformăm foarte rapid. Cam asta ar fi pe scurt. Așa, și pentru că și publicul critic este unul elitist, poate, de ce nu, în ziua de astăzi, vă întrebăm cum fac față jurnaliștii acestui exercițiu de a scrie despre urgența momentului, pentru că nu fiecare are un background social, poate, în spate, nu toți au experiență. Totuși, acum este o avalanșă foarte mare de teme care necesită cel mai înalt profesionalism, mai ales în timp de criză. Eu cred că dacă noi aplicăm regulile clasice ale jurnalismului, reușim să ne descurcăm și în această perioadă complicată cu acest flux enorm de informații, verificarea din câteva surse a informației, verificarea la sânge a informațiilor sensibile, informațiile sensibile fiind în cazul nostru ce se întâmplă în regiunea Transnistreană, ce se întâmplă la centrala atomoelectrică de la Cernobâl, ce se întâmplă la Odessa, se mobilizează oamenii în armată sau nu. Au fost mai multe fake-uri care au circulat în spațiu public, probabil vă amintiți, în primele zile ale războiului. Astfel că dacă aplicăm regulile de aur ale jurnalismului, sunt câteva reguli cu verificarea surselor, atunci eu cred că jurnaliștii se pot descurca în situația dată. Este adevărat, fluxul de informații este enorm. A fost enorm în primele săptămâni, acum s-au mai temperat ritmurile și din acest amalgam enorm de informații, jurnaliștii, pe lângă verificare, au trebuit să facă și o triere, să selecteze ce este important pentru publicul din Republica Moldova. Pentru că, dacă mi-amintesc eu bine, în primele zile aveam câte 300-400 de lead-uri sau lead-uri care puteau deveni știri. Și pentru un jurnalist din Moldova a fost complicat, sau cel puțin a fost o muncă asiduă să selectăm
ce este important și ce nu este important pentru audiența din Republica Moldova. Dar pe lângă fake news-uri, la nivel de observații, sunt și alte abuzuri din partea presei? Eu nu cred că astăzi putem imputa presei aspecte de abuz. Desigur, mă refer în acest moment la presa bine intenționată care își face corect meseria. Există și cealaltă parte a baricadei, există presă care a încercat să bage zăzanie, care a distorsionat informații, la fel cum sunt politicieni care au făcut acest lucru, au speculat anumite momente pentru a-și trage fie dividende politice, fie a acoperi urmele agresorului. Astfel că cei care și-au făcut și își fac meseria onest, nu cred că putem să le imputăm ceva. Vorbim mai degrabă de cazuri când presa, în special presa finanțată de Kremlin, fie nu a vorbit deloc despre războiul din Ucraina, s-a autocenzurat, pentru ca cel mai probabil să nu le fie suspendate licențele, mă refer la niște posturi TV, fie în alte cazuri au reflectat doar poziția unei dintre părți, și mă refer aici la partea Federației Ruse și mai puțin a mesajelor emise de autoritățile constituționale ale Ucrainei. În viziunea dumneavoastră, care este, la nivel de tendințe, poate, acel viitor al presei? Vorbim despre TV, online, despre cross-media sau totul poate exista împreună într-o formă complexă? Eu nu cred că trebuie să... Ați adresat o întrebare și mai devreme referitor la presa scrisă, noile media. Eu nu cred că noi trebuie să le separăm și să le punem într-o concurență una cu cealaltă. Doamna Lina Radu și Ziarul de Gardă este un exemplu cum o instituție media poate avea rezultate bune atât în presa scrisă, despre care mulți au spus că nu va mai exista în câțiva ani. Iată că Ziarul de Gardă reușește acest lucru. Site-ul publicației este într-adevăr foarte accesat și se descurcă bine și pe social media. Deci vedem că o instituție media reușește să performeze nu doar pe un segment al acestui câmp informațional. Evident, vorbim de un eșichier care se lărgește într-un fel sau altul, sau un loc unde apar mai mulți jucători. Și cititorii sau audiența își găsește locul pe care îl preferă. Vrei știri scurte, vrei știri rapide, înseamnă că optezi pentru ceva care se găsește ușor pe telefonul mobil. Vrei să vezi investigații, atunci te abonezi la un ziar de investigații. Îți dorești să vezi cele mai importante reportaje într-un format video, te abonezi la contul de YouTube al unei televiziuni. Deci depinde ce fel de cititor, ce fel de consumator de informații ești. Așa că concluzia ar fi că nu cred că putem să le punem cap în cap formele de jurnalism, cât concurența sănătoasă naște idei, naște progres, și vedem că în ultimii ani tot mai multe aspecte inovatoare apar în jurnalismul din Republica Moldova, ceea ce mă bucură. Deci, cumva, pentru fiecare media de bună credință este loc sub soare, cumva, și ar trebui și ar putea fi adaptată la toate necesitățile publicului. Vă mulțumim, domnule Ciorici, pentru interviu. Toate bune! Cu plăcere! La revedere! Doamna Radu, din acest punct de vedere, Ziarul de Gardă, inclusiv, este o instituție media care a reușit nu doar să-și adune publicul, dar ulterior să-l fidelizeze, să-l mențină în ani, să-l dezvolte. Fiind la etapa în care jurnaliștii s-au confruntat și se confruntă cu acest efort, cu această avalanșă de teme diferite, vorbim despre teme medicale, despre COVID, despre război, cum au făcut față acestui test cei de la Ziarul de Gardă, dar și oamenii din Breaslă inclusiv? Nu toți au făcut față. Noi am făcut
față într-un fel, cu siguranță am vrut mai mult, dar am făcut față la testul de fidelitatea publicului și fidelizarea publicului pentru că nu i-am mințit. Așa, dacă cumva am greșit sau nu am reușit ceva să facem, noi le-am spus, noi nu reușim asta să facem, sau am făcut asta, dar nu ne-a ieșit prea bine, vom reveni. Și oamenii au văzut în noi, pe ei, sau o versiune a lor care ar căuta răspunsuri la întrebările cele mai dificile din viața lor. E o sarcină complicată pe umerii unui jurnalist, dar este o onoare și este o răsplată. La moment e cea mai mare răsplată pe care o primește un jurnalist de investigație, este recunoașterea publicului și impactul asupra societății. De exemplu, vedem că în ultimul timp se tot pornesc anchete pe la procuraturi în baza unor investigații jurnalistice. Adică jurnalistul de investigație nu primește încă banii ca formă de răsplată pe care îi merită, dar primește recunoașterea publicului că el a contribuit la soluționarea unor probleme. Totuși aici pot să dau niște recomandări, pentru că și noi ne-am pus întrebarea. Când a început războiul, ne-am trezit că trebuie să informăm un public enorm pe care deja îl avem, el este al nostru, el caută răspuns la noi și noi n-am lucrat niciodată în condiții de război. Bine, am lucrat eu în 92 puțin, dar condițiile oricum au fost diferite de acces la informație. Și atunci pe noi ne-a salvat un lucru pe care l-am făcut anterior. Aveam relații foarte bune cu mass media independentă din Ucraina, din Rusia, din Belarus. Chiar dacă sunt state cu dificultăți, există niște grupuri de jurnaliști care fac activități onorabile și acolo. Și prima noastră sursă a fost să vedem ce fac ei, cum explică ei. Am învățat de la ei, dar am și recomandat publicului nostru surse de încredere, ca să nu ne trezim cu oamenii în această frică de război sunt încă și mințiți. Totodată trebuie să lucrăm foarte mult cu informațiile false și, de exemplu, dacă vorbim despre pandemie, îmi amintesc că se distribuiau falsuri la greu, dar erau atât de stupide încât jurnaliștii considerau că e mai prejos de demnitatea ta să te ocupi ca să explici așa o prostie. Și atunci când apăruse zvonurile peste tot că medicii ar plăti rudelor decedatului ca să accepte înscrierea în acte că a murit de COVID, deși o fi murit de altceva, reporterii au zis, nu facem noi așa ceva. Și doar ca să remarc, totuși am insistat să mergem în sate și să discutăm cu oamenii și să se investigheze acest subiect. Și după ce a fost publicată această investigație, a fost cel mai citit text din 17 ani de existență a ziarului de gardă. Deci asta înseamnă că chiar era o prostie, dar care interesa pe mulți și oamenii au avut nevoie să le explice cineva prin fapte că asta este o minciună. Deci uneori trebuie să facem o muncă cum ai curăța grajdurile. Așa fac reporterii cu dezinformarea, curăță grajdurile de minciuni, curăță casele de minciuni. E o muncă în care curăți o grămadă de murdărie, dar rămâne totul curat și societatea mai curată în spate. Având acest status quo și poate apropiindu-ne de finalul emisiunii, se cer niște concluzii. Domnule Bunduchi, cu această situație, cu ce viziune poate ar putea veni politicile de reglementare al mass-mediei sau care este viziunea concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei? Iar și spuneam încă în debutul emisiunii că pe hârtie noi avem multe documente scrise foarte bine. Cum ajungem la implementare, cum ne poticnim și nu ne mai ridicăm. Zic, pentru că suntem într-atâtea crize una după alta, poate să înțelegem până la capăt valoarea informației corecte și impactul nemijlocit, dacă este cetățeanul informat corespunzător sau este dezinformat.
E poate dificil să înțelegem, dar dacă înțelegem până la capăt că societatea, fără să aibă un circuit de informații corecte, nu are nicio șansă să se dezvolte. Nu are pur și simplu, din start, din oficiu, nu are cum. Dacă înțelegem asta, atunci am putea să facem primul pas. Dacă nu înțelegem, atunci trebuie să ne așteptăm la consecințe pe cei care le observăm pasiv, ne plângem, dar dacă nu facem altceva în continuare, va trebui să ajungem la aceeași concluzie triste. Asta e foarte bine că publicul, cititor, cei beneficiarii informației ziarului de gardă au unde să vină după informație veridică. Ce să facă ceilalți, bună oară, și avem noi suficiente redacții azi la care să vină cetățeanul să găsească o informație verificată? Din păcate, nu. Și oare factorul politic nu vede cum este zăpăcit și dezorientat cetățeanul? Poți construi ceva durabil cu cetățeni dezinformați? Dacă găsim răspunsuri la întrebările astea, eu cred că e ușor să acționăm. Factorul politic, la nivel legislativ, ce eforturi se fac acum ale momentului pentru a aduce acel climat prielnic de dezvoltare presii? Factorul politic nu neapărat să aduc îmbunătățiri legislative, pentru că a adus și continui să aducă îmbunătățiri la legislația actuală. Vorba e dacă politicile statului, dacă pot asigura o funcționare adecvată a redacției, a instituției mass media ca agent economic specific. De ce specific? Pentru că pe lângă profit, pe lângă bani, se gândește la rezultatul social sau la impactul social sau la efectul social, și atunci nu poți să compari o redacție cu o benzinărie. Sunt necesari aceste politici atente, grijulii, astfel încât redacțiile să producă și disemineze acea informație în care să creadă și să o caute cetățean. Mulțumim. Eu cred că factorul politic trebuie să declare presa de interes public cel mai important tip de presă și să întreprindă toate condițiile ca acest tip de presă să existe. Stimați invitați, mulțumim pentru prezența în această emisiune. Vă mai chemăm, mai ales că este un interes de domeniu larg în aceste zile și nu numai. Domnilor, vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm, rămâneți alături de TVR Moldova. Toate bune!